Bună ziua! Invitat astăzi, alături de mine, în studioul Puterea Știrilor, este domnul deputat Florin Manole. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru! Bună ziua! Începem discuția de astăzi cu o ultimă decizie anunțată astăzi și practic o primă, de fapt, decizie anunțată astăzi în dosarul colectiv. S-au dat sentințele. Piedone a primit, iată, 8 ani și jumătate, iar patronii clubului au primit câte 11 ani și 8 luni de închisoare. Cum vedeți dumneavoastră această decizie? În primul rând, o să mă abțin și acum, ca și în alte ocazii, de a comenta decizia ale justiției, mai ales că nu este vorba despre decizii definitive. Din punct de vedere al opiniei publice, însă, cred că este foarte bine că există o soluție, oricare ar fi ea, pentru că știu că există o așteptare și din partea victimelor și din partea familiilor victimelor și din partea opiniei publice în general. Există o așteptare de a avea o soluție în acest dosar. Nu cred că a durat foarte mult și mă bucură asta. N-a durat nici puțin. Au durat, dar, totuși, 2 ani, 3 ani? Acum depinde cu ce comparăm. Dacă comparăm cu dosarul Revoluției, care se deschide în fiecare an în decembrie pentru show mediatic și se închide în ianuarie, de unde nu se mai avansează, și dosar pentru care, nu știu, așteptăm de atâția ani, mă bucur că în cazul colectiv nu e un astfel de... că acest caz nu este la fel, și mai mult de atât nu. Credeți că are legătură și cu acele filmulețe de care ne amintim că au apărut în mass media acum chiar 2 luni de zile? Nu știu și vreau să cred că treaba procurorilor și judecătorilor se face independent de filmulețe apărute într-o situație sau alta, evident cu excepția acelor înregistrări care pot constitui probe la dosar. Poate că este cazul și aici, dar nu cunosc detaliile dosarului și nu vreau să mă aventurez în aprecieri în condițiile acestea. Am văzut aseară, președintele interimar al PSD, domnul Marcel Ciolacu, a declarat că este posibil, citez, ca partidul să aibă un proiect politic comun cu Pro-România și ALDE. Să înțeleg că este ușa deschisă pentru Victor Ponta la PSD, Victor Ponta fiind președintele Pro-România, pe viitor? Eu personal nu am văzut declarația asta, însă cu ideea colaborării între PSD și orice alt partid politic, eu sunt și am fost întotdeauna un suporter a unei astfel de idei. Chiar mâine, dacă vreți, în comisii și apoi poimâine în plenul Parlamentului, o să vină unul dintre proiectele inițiate de mine cu reprezentanți din toate grupurile politice care există în Camera Deputaților. Deci eu cred că, în primul rând, la modul general, politica se face nu doar în competiție, atunci când e vorba mai ales de alegeri, dar și prin colaborări în diferite cazuri și pe diferite proiecte. Până la urmă, cine este Pro-România dacă nu colegii noștri de ieri, plecați ca să din zic PSD. Așa, cea mai mare parte dintre ei, pentru că sigur sunt și oameni noi în politică acolo, deci nu văd de ce n-ar exista comunicare și colaborare. Cel puțin pe anumite proiecte, mai mult decât atât, nu știu, cred că trebuie avute discuții. Dar n-am putea aștepta la o alianță pentru localele de anul viitor între PSD, Pro-România și ALDE, de ce nu? Nu știu. Sau cred nu că s-a discutat încă acest subiect în Eu nu știu partid. Să se fi discutat și nu cred că este timpul, pentru că eu cred că, în primul rând, PSD are de lucrat în interior, în sensul că o să avem un congres. Congresul nu trebuie să fie doar o schimbare de leadership, ci și o schimbare de conținut din punct de vedere al temelor și a orientării partidului, care sper eu să fie mai la stânga decât a fost până acum și mai aproape de stânga europeană decât a fost până acum și de temele stângii europene. Și abia după aceea cred că se pot lua decizii referitoare la locale și parlamentarele din anul următor. Însă,
chiar și până la congres și indiferent de finalul congresului, cel puțin din punct de vedere al colaborării parlamentare, cred că este extrem de important ca Partidul Social Democrat să lucreze minim cu Pro-România, ALDE și UDMR și de ce nu în alte cazuri și cu celelalte partide politice. Vă dădeam exemplu proiectului de mâine și care are și vot final poimâine, este legat de voucherele de grădiniță pentru cei mai săraci dintre copii. Asta este o temă pe care Partidul Social Democrat a înțeles să lucreze cu toate partidele politice și până acum am avut succes pe proiectul ăsta și mai sunt și alte cazuri. Deci eu cred că, concluzionând, că logica aceea colaborării între partide este preferabilă războiului permanent. Am văzut că se discuta în spațiul public despre o reîntoarcere a lui Mihai Tudose în PSD. Cât e realitate și cât e zvon acest scenariu? Nu știu și nu mă interesează foarte mult. Pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, din punctul meu de vedere, schimbările de care are nevoie Partidul Social Democrat țin mai puțin de oameni și de nume proprii, cât de teme și de abordări ale viitorului. Dacă, de exemplu, noi vom reuși să abordăm mai multe teme legate de stânga europeană și să avem o colaborare mai bună cu partidele de social-democrate din Europa, e mai puțin important dacă pentru subiectul ăsta ne ajută sau nu Mihai Tudose, lucrează sau nu Manole sau Ciolacu sau știu eu cine. Important este să avem obiective de genul acesta urmărite și îndeplinite. E sigur că oamenii au și importanța lor, sigur că domnul Tudose este un om important în politica românească. Este fostul premier PSD-ist. Sigur că da. Este fostul premier PSD-ist, a fost parlamentar PSD, cred că cel puțin 4 mandate, a condus Comisia Economică, a făcut o treabă politică bună în Brăila, sigur că are calități, dar încă o dată, dincolo de oameni, cred că temele sunt cele mai importante în următoarea perioadă. Care e atmosfera în Partidul Social Democrat acum cu o conducere interimară a lui Marcel Ciolacu? Și cum e viața după Viorica Dăncilă la PSD? Acum, n-aș putea să vă spun cum e viața tuturor PSD-iștilor în aceste zile, dar pot să vă spun care este opinia mea personală. Eu sunt mulțumit cu ce se întâmplă acum la partid. Mult mai mulțumit sau mulțumit? Sunt mulțumit pentru că, fiind și deputat, poate dacă eram senator lucrurile ar fi fost altfel, dar fiind deputat am avut ocazia înaintea acestei schimbări să lucrez direct cu domnul Ciolacu pe proiecte punctuale și să am o experiență pozitivă aceea colaborării cu domnul Ciolacu. Așa că, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt în regulă. Dar cred că, dincolo de impresii și de chestiunea de moment, există o sintagmă care mie mi se pare foarte potrivită și care se referă la cum va arăta și scena politică în general, dar mai ales Partidul Social Democrat în anul următor. Și anume că dacă Partidul Național Liberal va fi judecat de către cetățeni, atât la locale cât și la parlamentare, după felul în care guvernează, Partidul Social Democrat, cred eu, va fi judecat de către cetățeni, atât la locale cât și la parlamentare, după cum se reformează. Așadar, dincolo de buna colaborare și simpatia față de Marcel Ciolacu, dincolo de buna colaborare și simpatia față de domnul Zetea și de față de alții lideri ai Partidului Social Democrat, este extrem de important, atât pentru mine, cât și pentru partid și cred că pentru întreaga societate românească, felul în care va arăta Partidul Social Democrat la începutul anului viitor, cum va organiza congresul, care vor fi temele de la congres și de după
Și o să vă dau câteva exemple. În primul și în primul rând, noi am avut în ultimii ani, în timpul guvernării PSD, destul de multe măsuri, de exemplu economice, cu o tentă mai de dreapta, care sigur că au produs niște efecte pozitive în economie, în societate, de exemplu scăderile de impozite. Cred că este momentul ca PSD să se orienteze un pic mai la stânga, pentru că avem un PIB în creștere după anii de guvernare PSD, avem venituri bugetare consistent mai mari decât în decembrie 2016, dar toată această bunăstare, avem creșteri de salarii, nu știu, la medici, la profesori și așa mai departe, toată această bunăstare trebuie să se distribuie către, pe cât posibil, către toți cetățenii României. Faptul că avem în România astăzi 100 de, aproape 100 de mii de copii care trăiesc în familii unde venitul pe cap de familie, pe membru de familie, este de sub 284 de lei, este un lucru complet nedrept, este și trebuie să se schimbe. Rata sărăciei în România din 2016 până astăzi a scăzut mult, dar nu a scăzut suficient și asta este o luptă permanentă, nu este o luptă care se duce, nu știu, cu un proiect, cu un program și se încheie. Da? Asta este un exemplu. Alte exemple ar fi avantajele pe care muncitorii din România le-au dobândit pe parcursul guvernării PSD din anii anteriori și care trebuie apărate. E mai puțin romantic să aperi ceva, e mai romantic să lupți pentru ceva, dar nu cred că acum suntem într-o perioadă romantică. E chiar o perioadă de luptă, pentru că guvernul actual al Partidului Național Liberal nu este foarte în favoarea celor care lucrează, e mai curând în favoarea întreprinzătorilor. Nu e rău să fie în favoarea întreprinzătorilor, dar cred că există întotdeauna nevoia unui echilibru în societate între cei care muncesc și cei care fac business. Pentru că până la urmă nu există business pe planeta asta care să se facă altcumva decât cu oameni care muncesc și care și ei trebuie să aibă o viață decentă. Dar a abandonat Partidul Social Democrat valorile de stânga? Nu, nu le-a abandonat. Doar că eu cred că Partidul Social Democrat a încercat să facă totul în ultimii 3 ani de zile. A încercat să fie și dreapta, și stânga, și centru. Și nu cred că este nici eficient și nici corect. Pe de altă parte, cred că ceea ce a făcut mai puțin și trebuie să facă mai mult Partidul Social Democrat în viitor este, cum vă spuneam și mai devreme, reconectarea la stânga europeană. Uitați-vă în Spania, unde după câțiva ani de creștere a partidelor noi și critice la sistem, avem un Partid Social-Democrat spaniol revenit în pole position-ul preferințelor electoratului din Spania. Vă pomenesc de Spania pentru că eu cred că așa se va întâmpla și în România. Cred că Partidul Social-Democrat va trece așa ca prin deșert, ca Moise prin deșert o vreme, după care, dacă va reuși să se reinventeze într-o oarecare măsură, va putea să recâștige aprecierea și votul majorității cetățenilor. Dar, până la urmă, politica românească și politica din orice stat membru are, pe măsură ce trece timpul, din ce în ce mai multe teme europene. Deci politicile naționale se europenizează. Uitați-vă la tema salariului minim, de exemplu, pentru că se discută foarte mult în Europa despre nevoia unui salariu minim european. Uitați-vă la temele de mediu și așa mai departe. Deci trebuie să lucrăm mai mult cu partidele partenere din vestul Europei, mai ales Partidul Social Democrat German, spaniol și așa mai departe. Dar își poate reveni sau reseta, cum spuneți dumneavoastră, Partidul Social Democrat cu avântul pe Ciolacu în fruntea partidului? Dar, sigur că Marcel Ciolacu are și trebuie să aibă un rol important, dar nu este doar despre Marcel Ciolacu, pentru că acesta nu este partidul unui singur om, indiferent cum s-ar numi el.
cred că reașezarea PSD trebuie să fie simțită ca o sarcină pentru fiecare dintre liderii partidului, pentru fiecare dintre parlamentarii partidului. Până la urmă, cred că fiecare trebuie să-și pună întrebarea ce fac eu pentru ca partidul acesta să arate un pic mai bine, să fac niște proiecte și să promoveze niște teme mai pe placul fiecăruia dintre noi sau mai aproape de stânga progresistă europeană. Fiecare mic proiect pe care îl face fiecare parlamentar sau fiecare primar, fiecare apariție publică a unui lider social-democrat într-o dezbatere publică sau într-un context de relaționare cu cetățenii este o mică contribuție la o construcție mai amplă care trebuie să se numească reforma Partidului Social-Democrat. Și iată, ne apropiem de sfârșitul anului 2019, un an tumultos, cu două serii de alegeri. Am avut și alegeri prezidențiale și europarlamentare. Cum iese Partidul Social-Democrat din 2019, din perspectiva dumneavoastră? În primul rând, obiectiv vorbind, iese mai rău decât a intrat în 2019. Pentru că, indiferent de opinii, realitățile vorbesc de la sine. Am pierdut două runde de alegeri, ambele foarte importante, chiar dacă, nu știu, alegerile europene sunt privite un pic mai, ca fiind un pic mai puțin importante, dar nu e cazul, după părerea mea. Suntem probabil la un minim al cotei în sondaje și în preferințele electoratului. Am pierdut guvernarea și suntem în situația de a apăra în Parlament mai ales toate lucrurile bune pe care le-am făcut în trecut și care sunt contestate sau atacate. De la Ordonanța 114 pe construcții, de exemplu, care a avut un efect extrem de apreciat și care se vede în statistici, până la tema salariului minim, unde, iată, nu mai crește cât trebuia să crească și guvernul actual are o altă opinie. E bine, toate aceste lucruri s-au întâmplat în acest an, dar eu cred că de câteva săptămâni membrii Partidului Social-Democrat au toate motivele să fie optimiști. Adică nu mai departe decât astăzi. Uitați-vă, cine a fost astăzi vocea Partidului Social-Democrat la finalul ședinței biroului permanent al partidului? A fost un președinte de Consiliu Județean cu activitate recunoscută și apreciată, nu neapărat o figură nouă, pentru că e totuși președinte de Consiliu Județean, nu e un debutant în politică, mă refer la domnul Zetea, dar este un semnal. Partidul Social-Democrat nu mai vorbește pe o singură voce, pentru că nu este un singur om, indiferent care ar fi numele lui. Partidul Social-Democrat este un partid, un grup de oameni, vorbește pe mai multe voci, are mai mulți oameni competenți și capabili să susțină discursul public din deciziile partidului. Dar vor mai apărea și alții. O singură voce? Poate asta a fost și una dintre greșelile partidului? Cred că da și cred că lucrurile astea se schimbă. Alaltăieri, conferința de presă care a atras toate privirile mass media a fost susținută de domnul Teodorovici. Astăzi, în Parlament, la o sesiune solemnă extrem de importantă referitoare la Revoluția Română, un moment vital, un moment decisiv în istoria recentă a României, a vorbit un parlamentar tânăr, care este liderul grupului parlamentar Alfred Simonis. Toate aceste lucruri, chiar dacă pot să pară mici sau mai puțin importante, sunt în realitate foarte importante și arată o lărgire a spectrului când vorbim de leadership-ul PSD, o mai mare deschidere către oameni tineri, noi și cu un alt aer. Care a fost cel mai greu moment pentru Partidul Social-Democrat în 2019, din perspectiva dumneavoastră?
care vi s-a părut cel mai dificil moment? După părerea mea, a fost foarte dificil turul întâi al alegerilor prezidențiale, cu atât mai mult cu cât timp de 30 de ani Partidul Social Democrat a fost obișnuit să câștige acest tur întâi, iar acum am fost în situația de a avea emoții în legătură cu rezultatul turului întâi. A fost un moment dificil, dificil atât din punct de vedere al felului cum cred că l-am resimțit fiecare dintre membrii partidului, cât și din punct de vedere al mesajului societății. Până la urmă, cred că este extrem de important ca noi să înțelegem, toți membrii, toți parlamentarii, liderii de organizații ai partidului, să înțelegem că mesajul pe care l-au dat cetățenii la urne în 2019 a fost extrem de dur și că el presupune din partea noastră un răspuns extrem de consistent. Eu nu cred că electorii noștri, în primul rând, cei care au votat timp de 30 de ani, poate, Partidul Social Democrat, care au votat Partidul Social Democrat în turul 1 și turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2014 și cei care au votat în 2016 cu noi, eu nu cred că se vor mulțumi cu un mesaj moale de reformă al partidului. Cred că ei au nevoie de mai mult și, și cred că ne-au spus în mod explicit la urne și pe stradă, că mai sunt PSD-iști care ne opresc și ne spun: dom'le, nu-mi place aia, nu-mi place aia, nu-mi place aia. Sigur că da. Eu și pentru că nu sunt șofer și pentru că deseori circul cu metrou, sunt oprit de oameni care îmi spun: dom'le, nu-mi place poziția partidului pe subiectul ăla sau sunteți prea soft pe un alt subiect sau... Există tot fel de opinii absolut benefice din punctul meu de vedere, pentru că pe mine personal mă ajută să mă calibrez în activitate. Dar da, există o mare așteptare a votanților, membrilor PSD, ca leadership-ul să arate diferit în următorul an, să promoveze altfel de mesaje, să aibă altfel de vectori de comunicare și să se întoarcă mai mult către problemele astea de bază ale societății. Salariul minim, cum vă spuneam, sărăcie și combaterea sărăciei, toate temele astea sunt extrem de importante și cred că avem nevoie de o stângă puternică în orice democrație, nu numai în România. Ce așteptări aveți de la anul 2020? Este un an în care vor avea loc din nou două serii de alegeri. Vom avea alegeri parlamentare și vom avea și alegeri locale. Care sunt așteptările dumneavoastră? Acum, sigur că eu mi-aș dori să câștigăm pe linie, dar dincolo de optimismul ăsta, în primul și în primul rând îmi doresc un început de an mai bun pentru Partidul Social Democrat. Ce am foarte mari pentru... așteptări de la congresul acesta din februarie. Aș vrea să văd mai mulți colegi tineri făcând un pas în față și nu doar în legătură cu, nu știu, cu funcțiile care vor fi disputate la congres, ci și aș vrea să văd mai mulți colegi tineri făcând un pas în față și devenind voci publice ale partidului, care să exprime opinii, care să promoveze teme venite din județe sau venite din anumite categorii sociale. Adică mi-aș dori un partid mai dinamic. Dacă ar fi să facem o comparație, mi-aș dori un PSD care să fie ca o orchestră, cu mai multe voci, cu mai multe instrumente, cu mai multe tonuri, dar care, evident, să fie armonizate, nu să cânte fiecare după ureche câte o altă partitură. Cred că asta este, până la urmă, politica zilelor noastre. O orchestră, nu un single care cântă nu știu la ce instrument și toată lumea stă și ascultă. Mai multă participare de la cât mai mulți dintre colegi. Dumneavoastră sunteți un deputat tânăr, faceți parte din generația tânără. Cum i-ați încurajat pe tineri să se implice în politică?
De ce ar trebui ei, în primul rând, să se implice în politică? Pentru că vedem că tineretul nu prea este interesat. Cel puțin am văzut asta și la vot. Vă contrazic. Mie mi se pare că tinerii votează mai mult în ultimii... De exemplu, în 2019, cred că au fost mai mulți tineri care au participat la vot decât înainte. Dar în continuare procentajul este destul de scăzut. Procentul este scăzut, într-adevăr. Dar dincolo de a îi încuraja să participe la vot sau a îi încuraja să participe în politică, eu aș zice că ar trebui să încurajăm cât mai mulți tineri să intre în Partidul Social Democrat. Asta este interesul și opinia mea personală. De ce ar trebui ei să intre în Partidul Social Democrat? Mai ales tinerii care au mai multă deschidere către valorile europene. Păi să ne uităm în mai toată Europa. Tinerii sunt deseori de stânga în țările vest-europene, ca să ne comparăm doar cu vestul Europei. Universitățile vest-europene sunt medii în care se exprimă foarte mult vocea studenților de stânga. Da? Uitați-vă ce s-a întâmplat mai demult în Marea Britanie, când a fost vorba despre creșterea taxelor pentru universități. Stânga este în favoarea educației gratuite, în favoarea sănătății susținute de către stat mai mult decât privatizarea sănătății, evident. Toate lucrurile astea sunt lucruri pe care tinerii care se uită în Occident le văd acolo. Eu cred că sunt foarte mulți tineri deschiși către valorile de stânga. Problema nu este și nu a fost la ei, problema este și a fost la noi, la politicienii de stânga, cei care nu am reușit să avem un mesaj atrăgător pentru ei. Și ce ar fi însemnat un mesaj atrăgător pentru ei? Ar fi însemnat să avem un mesaj care să spună exact ce spune stânga europeană. Da? Și anume, educația trebuie să fie accesibilă tuturor, nu trebuie să fii bogat ca să poți să mergi la Sorbona, la Universitatea din Madrid sau la știu eu ce altă universitate din vestul Europei. La fel de bine la Universitatea București, da? Nu trebuie să fii neapărat din mediul urban și dintr-o familie bogată. Trebuie să încurajăm participarea și a tinerilor din mediul rural. Eu sunt, de exemplu, eu vin din mediul rural. Foarte puțini tineri din mediul rural reușesc să ajungă la universitate. Sunt ei mai puțin pregătiți sau mai proști decât ceilalți? Nu. Este deseori o problemă materială. Ei bine, pentru astfel de probleme materiale care îngrădesc accesul la educația universitară, ca să nu mai vorbesc și la alte niveluri, dar vorbim doar despre asta, răspunsul cel mai adecvat este răspunsul stângii, care dă tot felul de facilități. A și făcut-o într-o oarecare măsură în anii trecuți, da? Creșterea cuantumului burselor, transport gratuit pe CFR, dar trebuie mai mult decât atât, pentru că acestea nu sunt suficiente pentru toți tinerii din România, mai ales cei din mediul rural. Da, să vedem dacă i-ați convins pe tinerii să se alăture Partidului Social Democrat. Domnule Florin Manole, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag de la anul, de ce nu?